Bună seara, stimați telespectatori! Ne bucurăm că suntem din nou împreună, dar avem și noi o supărare, așa, pentru că nu putem să vă prezentăm două interprete care ar fi fost alături de noi dacă n-ar fi intervenit niște evenimente, pentru că așa am anunțat în ziarul Gazeta de Lor Vest, că alături de Ionuț Uivaroși din Urmeniș, băița de sub codul din Maramureș, vor fi și două tinere interprete, domnuța Ștefania din Sălaș. Datorită faptul că i-a murit bunicul, nu poate să fie prezent alături, sau bunica nu poate să fie alături de lui, domnuța Ștefania, am fi fost curioși să-i ascultăm vocea, să-i cunoaștem câte ceva din biografia ei de artistă. Apoi era Luca Bercea din Sârbi, județul Maramureș. Din păcate a avut un accident foarte aproape de satul mare și, desigur, ea se află momentan la spital, sperăm să fie bine. Dar, într-o altă emisiune, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sperăm să ne întâlnim și atunci vom avea posibilitatea să ascultăm și vocea acestor tinere talente din Sălaș și Maramureș. În schimb, alături de noi se află Ionuț Uivaroși din Urmeniș, băița de sub codru, și Alina Sabău din Gerăușa, județul Satul Mare, pe care dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți, i-ați mai văzut și în alte emisiuni. Bună seara, Ionuț, bună seara, Alina. Bună seara și bine v-am regăsit, iată, pentru nu știu câte oare ești la dumneavoastră la Satul Mare. Este o familie aici unită și frumos. Da, îți mulțumesc că te simți aici la noi ca într-o familie. Da. Te primim și vă primim, Alina, întotdeauna cu mult drag și voie bună, pentru că așa e la noi, la românii, totdeauna au fost ospitalieri și dorim de fiecare dată, prin intermediul invitațiilor noștri, să dăruim telespectatorilor noștri, prin intermediul Lor Vest TV Satul Mare, cele mai frumoase cântece pe care de obicei artiștii le selectează de pe CD-urile lor, din cariera lor de artiști. Așadar, Ionuț, te rog să ne spui care au fost ieșirile tale în această vară, toamnă de artist, pe unde ai mai fost, în străinătate, în țară? În luna august am avut un spectacol, concurs, în Polonia. Am fost eu, ansamblu din localitatea Băița de sub codru, un taraf tradițional din Baia Mare, la care, în acest festival, concurs, am luat premiu special, deci am reprezentat România, acolo în Polonia. Da. Am stat 3 zile, au fost foarte... ne-au primit foarte bine, ne-au găzduit, ne-au... deci sunt oameni și acolo de omenie. Da, oameni din popor care iubesc folclorul, indiferent de unde, cum, ce, pentru că întotdeauna arta, folclorul, muzica nu are granițe. Da, pe aceea scenă au fost foarte multe formații din foarte multe țări. De la noi din țară cine a mai fost? Numai pe cine noi. Numai voi ați fost. Da, noi am reprezentat România. Da. Mulțumim pe această cale Consiliului Județean Maramureș, care ne-a și invitat la acest concurs. Da, Alina... Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara, Alina, ce ne spui despre tine, despre evoluțiile tale artistice din această vară, toamnă, sau din vara care a trecut, din toamna care se derulează încă? Am ce să mă laud, eu nu am fost în afară, eu mai mult aici prin țară, pe la spectacole, pe la concursuri, pe unde am obținut și mențiune, diplome de onoare. Da, iată, felicitări. Unde ai obținut mențiune sau diplomă de onoare? Diplomă de onoare la Festivalul Vinului la Beltiug, la Dansul la Șură de la Hodișa, unde s-a organizat prima ediție. Da. Ionuț, cum stai cu teologia? Am terminat anul trecut seminarul, acum am făcut puțină pauză, dar anul care urmează voi reveni cu ajutorul Bunului Dumnezeu la o facultate și de teologie, da? Da, și voi îndeplini visul care mi l-am dorit de mic copil. Nu uita că te-au auzit și tata, domnul Marin Uivaroș și mama, da. Toți prietenii, ai făcut o promisiune, trebuie să fii foarte ambițios, pentru că eu știu povestea ta, la un moment dat erai nehotărât și până la urmă ai avut așa o chemare spre seminarul teologic, ai fost îndrumat și cred că trebuie multă ambiție, fiecare trebuie să le găsim
locul în această lume, dar și misiunea pe care o avem trebuie să, o deplimim. Da, deplimim. Așa este. Alila, tu unde studiezi, unde ai studiat, nu mai știu nimic despre tine. Am terminat facultatea de medicină, specializarea asistenți medicali și lucrez în domeniul sanitar. Să dea bunul Dumnezeu să-l ajungem la tine să ne faci injecție, nu? Da, da. Deci lucrez ca asistentă medicală? Asistent medical. Asistent medical, da, sigur, este o misiune mare, pentru că, până la urmă, ai grijă de sănătatea oamenilor. Cum ți se pare? E greu? N-ai greșit, place. Nu? Nu, încă nu am greșit. Este o meserie frumoasă și îmi place ceea ce fac. Se spune că trebuie să ai dragoste față de pacient. Să ai dragoste și să ai răbdare, să vorbești, da, foarte multă răbdare trebuie. Indiferent ce limbă vorbită auzi tu, tu trebuie să fii drăguță, da? Da, noi trebuie să vorbim frumos, să ne comportăm frumos. Ionuț, te invit pe tine să spargi gheața, cum se spune, cu primele două cântece. Nu prea ați reușit acolo să puneți exact de pe CD trecul, deci unde poate să fie identificat cântecul, așa că vor fi două cântece surprize, cel puțin în prima parte a emisiunii. Partea a doua, probabil că vom remedia și o să vedem fiecare cântec de pe care CD este, dar suntem curioși să vedem ce le-ai pregătit. Să nu fie ceva pricezne sau ceva, da, în Târgu Drenești. Să nu fie ceva pricezne, da. Sigur, nu, cred că oricum, fiind cântecele voastre, veți știi imediat despre ce este vorba. Da, așa este. Te invităm la Roata Norocului. În spațiul nostru special amenajat, Ionuț Uivaro și stimați telespectatori, a terminat seminarul teologic, este și cântăreț de biserică, este un om credincios, iubește folclorul românesc, vine din satul Urmeniș, comuna Băița de Subcodru, din județul Maramureș, dintr-o familie de oameni gospodari, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care știu ce înseamnă cinstea și omenia. Așadar, să-l ascultăm pe Ionuț Uivaroși. Era mai într-o lume, la 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 la, și coi veni pe lume, la 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 la. Când era mai într-o lume, la 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 la, și coi veni pe lume, la 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 la. Casa mândru ai cătat, la 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 la, pe mine mai așteptat, la 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 la. La glasă știu cânta, măi, la, 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 și să veselez lumea, la, 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 la. Mi-ai dat glasă știu cânta, măi, la, 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 și să veselez lumea, la, 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 la. Mi-ai dat glasă știu hori, la, 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 pe lume cu voi trăi, la, 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 la. Maica cu maică lumea, măi, la, 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 să cânt la toată lumea, măi, la, 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 la. Maica cu maică lumea, măi, la, 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 să cânt la toată lumea, la, 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 la. Cântecele drag și bun, la, 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 de supona codrinul, la, 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 la. Ce de veselie, la, 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 oameni de omenie, la, 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 cântă ce de
omenie, la 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 omenie, la 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 eu la 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 și la mine, și la mine, la 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 la. Curcan, a, nu de curcan, de fazan, pardon. Păi de unde le-ai primit? Mai avut noi anul trecut o discuție cu penele astea. Te-am întrebat, n-ai scăpat nici anul trecut, te-am întrebat. Nu. Sunt niște pene de fazan care cineva de la noi din sală l-a băgat la oală și penele mi le-a dat la mine. Am înțeles, da. Dar acum la an erau mai ofilite așa penile, acum tare-s vioaie. Da, așa este. Auzi, e greu la teologie, la seminar, că și eu am vrut să fac seminarul și te întreb așa cum e. Este greu, dar este și ușor și frumos. Este un liceu care, de la care înveți ceea ce trebuie să înveți. Este o școală, cum ar veni, o școală a vieții. Și vezi mult pe de rost, trebuie să vezi pe de rost. Cum de atâția ani la biserică, diac, întăreț, ești pe de rost. De la vârsta de 8 ani, tot în biserică. Da, la facultatea de teologie, din ce materii trebuie să dai? Din ce se dă? Dogmatică. Dogmatică, da. IBOR. Stai puțin, că m-am curcat așa. Deci, ce e la IBOR? Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Aha, am înțeles. IBOR. Da. Asta e abrevierea. Da.
Și altceva? Și din muzică. Și din muzică. Dar la muzică ce se cere? Teorie? Ceva cântat pe note. Am înțeles, da. Dar la istoria Bisericii Ortodoxe Române, acolo n-ai ce faci. Trebuie să știi multe chestii pe de rost. Da. Da. Și dogmatică, ce cu dogmatica? Ce să înțelegem noi, cei care nu știm, nu suntem avizați? Legat de, ca și un fel de istorie, de biserici vechi, de monumente. Am înțeles. Legat de Sfânta Scriptură, de multe ori. Da. Deci are mai multe subcapitole. Și capitole, da, până la urmă. Da. Alina, cu medicina cum a fost? Ai învățat multe... Da, la medicină se învață, acolo trebuie știut. Denumiri în limba latină și da, minuni din asta, da? Nu. Trebuie știut boală, tratament, tot. La medicină se învață, medicina este mult de învățat. Bun, și ce materie? Chimie? Ce ai făcut? Biologie? Se face chimie, se face anatomie, farmacologie... Deci mai multe materii, da. Și se pune bază pe ele pentru că sunt legate de corpul uman. Da. Alina, în timpul liber faci muzică, mai ai timp, nu te lași, nu? Nu mă las, mai fac muzică, deși nu prea am mult timp liber, fiind asistent medical nu prea ai mult timp liber. Da, câte ore lucrezi? 8 ore lucrez. 8 ore, dar na, da, și se fac și tratamente la domiciliu și... Deci ar fi 9 ore cu mărsul și vinitul de acasă, nu? Până, da, cam așa. Până 2 ore, că mai trebuie să te pregătești până mergi, până vii. Până la Ardut, eu la Ardut îmi desfășor activitatea, merg, vin. O cafea, una alta. Da, dar sunt bolnav mulți acolo, nu sunt. Sunt sănătoși, nu prea ai de lucru. Sunt, chiar sunt, că la sate, din păcate, tineretul a cam plecat și au rămas numai cei mai în vârstă și este. Este, deci... Ei vin la tine ei pentru tratamente, tratamente și așa mai departe. Și... Faci naveta sau te-ai stabilit la Ardut? Fac naveta. Dar, Ionuț, cu cine mai colaborezi? Ai ansamblu? Tu te ocupi acolo de ansamblu din Băița de Sub Codru sau? Nu, am un ansamblu în Urmeniș. În Urmeniș, da. Da, cu care am fost și aici la dumneavoastră în vară. Este un ansamblu format din 7 perechi de dansatori. Iar eu acum activez ca dansator al ansamblului Mugurii Codrului din Băița de Sub Codru. Da, ești și instructor acolo, nu? Sau? În Urmeniș. Sunt instructor și activez în Băița acolo dansator. Acolo voi aveți două ansambluri, nu? Da, aveți într-o comună. Nu? Într-o da. Comună, pe comună. Da. Eu de-aia am zis Băița de Sub Codru, mă gândeam la comună, dar da. Tu chiar în satul Urmeniș. În satul meu natal, da, deci mi-am făcut acolo... 7 perechi de dansatori. Și care cu ei am fost vara asta la multe spectacole. Cum de rămân în Urmeniș tinerii? Aproape de Baia Mare, de nu oraș? Nu, este sau? Chiar departe de Baia Mare. Și atunci cum de nu pleacă tinerii? Cu tineri din clasele primare, gimnaziale, chiar și bine, de la liceu. Sunt familie acolo, tinere totuși, care da, încă au mai copii, sunt. Da, încă care... mai sunt, da. Alina, te invităm în platou să interpretezi primele două cântece pe care tu le-ai pregătit pentru telespectatorii noștri, Mândră Floare Someșană și Dorul Mii și Vinea Mere. Unde vrei să mergi, Alina? Mândre locuri codrene, pânținutul codrilor. Da, să ascultăm pe Alina Sabău cu aceste două frumoase cântece pe care ea le-a pregătit pentru noi. De fapt, ea este o colaboratoare frecventă a postului de televiziune lor VSTV. Periodic vine la emisiunile noastre împreună cu colegi de-a ei la emisiuni speciale de Paști, de Crăciun. Cred că le vei onora așa cum de Crăciun cu două colinde cele mai frumoase pe care tu o să le alegi. O să înregistrăm o emisiune specială pentru telespectatorii noștri, pentru că în fiecare an noi venim în fața dumneavoastră cu cele mai frumoase colinde atât din satul mare cât și din Maramureș. Alina Sabău. La-l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 a, ce poartă feciorii-n pană, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mândră floare
șană, la 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 voi pe ciori cu a voastră pe el la 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 jucați bine fetile la 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 și jucăm o săptămână la 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 și să audă larga zare la 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 zâne ceata râși mai tare la 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 și să audă larga zare la 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 ca zi zâne sărbătoare la 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 și joacă cu micu mare la 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 îndrăzând e veselie și tatu cam eu iubit
la la. Și tatu cam eu iubit, trai la 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 la. Ierele mocolit, trai la 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 la. Ierele și ienă cazul, la 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 la. Sărut mâna și obrazul, la 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 la. Părinții și satul meu, la 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 la. Grijească-le Dumnezeu, la 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 la. Mulțumim, Alina. Nu v-am întrebat cine s-a ocupat de partea de orchestrație, de aranjamentul muzical. Alina, te rog să le spui cu cine ai înregistrat aceste minunate cântece din zona Codrului. Aceste cântece le-am înregistrat cam de mult, ca vreo 4 ani, cu domnul Vasile Chiorean. Eram la școala de artă elevă. Și aveți proiecte de viitor? Ba da, nu, ba să fie și un sponsor. Să găsesc sponsor, de ce nu? Da, da. Nu mai vine câte un patron bolnav care trebuie să-i faci o injecție. Să știți că mai greu acum. Mai vin, da? Mai greu. Mai vin, greu. Nu vin patron. Vin, dar mai greu să sponsorizeze. Am înțeles, pentru că costă foarte mult injecția, nu? Da. Ionuț, tu cu cine lucrezi? Eu aceste piese le-am înregistrat cu domnul Dan Daniel, directorul Școlii Populare de Arte din Baia Mare. Și acum, momentan, lucrez la două piese cu domnul Claudiu Triv din Baia Mare. Sperăm ca pe la primăvară să iasă la lumină. Și acum, de curând, am înregistrat două colinde pe care le voi arăta publicului până la Crăciun. Păi, deja suntem, nu? Deja în post, nu? Da. Vă pregătiți și cu colinde. Ionuț, ia spune-le ce colinde le pregătești împreună cu ansamblul tău de acolo din Urmeniș. Da. O să vii la Satul Mare să înregistrezi. Veniți cu gubuțele, cu sarica, ce știu cum îi mai spune, în zolă, gubă, cujmă. Gubă, cujmă. Da. Da, am înregistrat două colinde. Când Adam din Raieșe, această colindă este originală din Băița de sub Codru. Ia, spune-le o strofă, hai, spune-le o strofă să vedem cum sună. Când Adam din Raieșe, mai bine nu ieșe, nu? Cu lacrimi de foc plânge. Hai, colinde-le un pic așa o strofă să vedem dacă poți. Când Adam din Raieșe, când Adam din Raieșe, cu lacrimi de foc plânge, cu lacrimi de foc plânge. Mulțumesc, mulțumesc. Este o colindă foarte grea, dar am reușit. Și noi umblăm și colindăm. Tot da, colindă specifică e cunoscută, noi umblăm să colindăm. Veste bună vă aducem. Da. Cu straița, nu? Straița, cu dar, satul. Ionuț, se mai păstrează ceva din tradiția de altă dată? Dacă a început postul, mai uită lumea de celelalte lumești, în sensul că nu mai mănâncă omul de dulce, se colindă, sau nu mai contează? Din păcate, nu. Nu. Cum? Dar postul se ține, nu până la urmă. Da. Sunt, sunt credincioși care se dedică și înțeleg că postul este un lucru extraordinar. Da. Dar în schimb, tineretul este cu totul pe altă... Da, pe altă direcție. Da. Alina, tu păcate ce le spui? E destul de greșită direcția tineretului din ziua de azi. Tu postești, Alina? Nu postești. Da, da. Postești? Știți că postez și eu și familia mea postim, bine, nu tot postul, dar în zilele miercurea de luni, miercurea și vinerea se postește. Da, în Gerăuș acolo, pe cine mai? Pe bunica ta sau cine mai stă acolo? Părinții mei părinții stau în Gerăușa, din păcate eu nu mai am bunici. Dumnezeu să ierte, să odinească. Tu ce pregătești de Crăciun? Ce colinde eu te-ai gândit? Sau ai înregistrat anul trecut 3 colinde. Am și fost la dumneavoastră în emisiune cu ele, cred că. Deci acum de Crăciun nu, acum nu, vin, cu nimic, nu vin cu nimic nou. De fapt, colindele sunt colindele sunt nemuritoare. Nemuritoare, că sunt tot aceleași. Da. Ionuț, pregătești și ansamblu cu colinde, ai vorbit de colindele tale. O să mergeți cu colinda până în Urmeniș, până Băița de sub Codru, de acolo, las la
picior așa prin sat sau cum vă gândiți să vă organizați ca în fiecare an? Da, încă din ajunul Crăciunului de seară pornim cu colinda până a treia zi. Deci, de la biserică, de la biserică începând, ajunul Crăciunului, ziua de Crăciun la biserică după terminarea Sfintei Liturghii. Vă selectați casele sau mergeți la toată lumea și la oameni vârstă, la bătrâni care nu mai au pe nimeni, bulici, bulicuțe care la stau... Toată lumea. Sigur, la toată lumea da. Se merge. La colinda tot din satul. În tot satul, da. Așa, deci se păstrează tradiția aceasta. De ce spun acest lucru? Pentru că mai este o comună și aici în satul mare, unde, eu știu, cetele de colindători se împart de la biserică, mă gândesc la creștini, și fiecare ia o parte a satului. Și cum spuneți voi, indiferent că e bătrân, că e tânăr, că e sărat, familie da, bogată sau săracă, aceste cete de colindători merg din casă în casă pentru ca să simtă că e Crăciunul. Da. La cine se ajunge în sala de Crăciun? Zice, bă, n-ai fost în sala de Crăciun la mine, bă? Vine a doua zi, sau în ziua de Crăciun. Zice că nu mai e așa ca și în seara de Moș Ajun. Dar copiii la voi acolo în Urmeniș și la Gereușa mai merg în seara de ajun cu colinda? Da, vin. Sau în alte părți mai puțin? Merg... Până anii trecuți am făcut această piesă de Crăciun, am umblat cu Viflaimul, dar de acum ne-am împuținat, trebuie 12, dar umblă cei mici a colindat de ajunul Crăciunului până noaptea, care cât poate, depinde de... Da, iată, am vorbit și despre postul Crăciunului, în care cu ajutorul Bunului Dumnezeu au intrat toți creștinii și, desigur, cei care postez să le dea Dumnezeu putere să poată merge până la capăt, până în seara de Moș Ajun, după slujba de la biserică, după aceea ei pot să guste din bunătățile pământești, din cârnat, din caltaboș, sarmale, ce știu eu, ce ori mai face ei acolo în seara de Crăciun, depinde fiecare după tradițiile lui culinare. Vreau să te întreb, Ionuț, care sunt interpreții de muzică populară cu care te-ai întâlnit în vara care a trecut, în această toamnă, e valabilă întrebarea și pentru tine, Alina, dacă v-ați făcut prieteni noi din domeniul muzicii populare. În această vară, în data de 14 iunie, am făcut 20 de ani de viață eu și în satul meu natal în Urmeniș am organizat ca de fiecare dată un dans la șură, l-am numit noi, dar noi l-am făcut la cămin. Deci ai plinit 20 de ani? Da. La și... mulți ani, bă, frate, numai 20 de ani ai. Da, eu când am că ai 18. Știi? Și la care au participat și de aici din satul mare, doamna Malvina Madalie Deran, Viorica Haiduc. Anul trecut, prezentatoarea acestui spectacol a fost doamna Ana Hosu. Deci a fost o onoare pentru localitatea noastră să o avem în mijlocul nostru. Da, Alina, ce ne poți spune de... personalitățile din lumea și muzicii. Eu am întâlnit la spectacole cu doamna Malvina Madarie Dăran, cu Cornelia și Lupuretnic, cu Ancuța Angel, care a fost la noi în orașul Ardud, de zilele Ardudului. Da. Și a fost o onoare pentru mine să cânt cu ele pe aceeași scenă. Corect. Deci, întotdeauna când o întâlnești pe Malvina Madarie Deran, te bucuri pe Hosu, nu? Deci sunt personalități. Chiar vorbeam, stimați spectatorii, săptămâna trecută cu Nicolae Sabău, care și cu domnul Nicolae împlinește Sabău o frumoasă vârstă. Sperăm să-l avem în studioul nostru înainte de Sfântul Nicolae. Pe data de 2 decembrie am vorbit la telefon cu dumnealui și spunea că mai sunt doar doi din generația de aur, dânsul, îmi scapă celălalt nume, care mai trăiesc, dânsul plinește o frumoasă vârstă, 80 de ani.
85. 85, pardon, 85 de ani și, desigur, dorim să marcăm această frumoasă vârstă cu minunatele sale cântece, peste 40 de ani de carieră artistică. Da. Este un om cu totul deosebit. Dacă le urmărește la această oră, îi dorim multă sănătate, putere, ca să ne vedem în decembrie, înainte de Sfântul Nicolae, de ziua onomastică a lui Nicolae Sabău, pe care noi îl îndrăgim, cu el am copilărit, cum am zis, cu el ne-am petrecut tinerețea, mulți dintre noi, și am îmbătrânit și noi la rândul nostru, desigur, până la anumită vârstă, încă ne mai considerăm tineri, persoane în vârstă, dar dânsul chiar că a ajuns la o vârstă memorabilă. Așadar, Ionuț, Alina, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, cred că deja sunt întoi acolo la tine, la Urmeliș. Ionuț, Alina, poate până vii la emisiunea noastră specială de Crăciun, poate mai pregătești și tu ceva? Poate, poate. Cine știe, mai poate reușesc, găsești un sponsor, poate a văzut cineva sau vede emisiunea noastră și a văzut momentul în care tu ai spus că ar fi nevoie de un sponsor acolo de la Ardut să o ajute pe Alina Sabău să înregistreze două colinde, pentru că și înregistrările astea în studiouri costă, iar salariul unei asistente medicale nu cred că este atât de mare. Trebuie să facă multe injecții. Trebuie să facă multe injecții. Da, ca să... Nu, dar face injecțiile pentru salariul. Stai, mă, omule, să nu se înțeleagă altceva. Deci, da, da, chiar să nu se înțeleagă așa, altceva. Ei, atunci. Da. Dar poate ai și tu nevoie de o injecție, sponsorizezi și tu. Doamne feri. Nu, cu vitamina C, cu ceva, da. Da, da, da. Da, Ionuț, vreau să te mai întreb dacă împreună cu ansamblu veți merge de Crăciun și la Baia Mare, la alte locații sau ați fost invitați la alte televiziuni. Da, este la fara de lor VSTV, că deja te-am invitat. În Baia Mare este înainte de Crăciun, la Muzeul Satului, Crăciun în Maramureș, și la care am participat și anul trecut. Am fost la o emisiune în Târgu Lăpuș. Dar da, la Crăciun în Maramureș este o zi minunată în care sunt mulți colindători și doamna Malvina este o gazdă primitoare și o gazdă bună. Ca întotdeauna. Da. Da, stimați telespectatori, Ionuțu Ivaro și vine așadar din satul Urmeliș, Băița de sub Codru, iar Alina Sabău, deloc din Gerăușa, ne aduce cântecul din Codru. Mai avem încă din repertoriul lor, pe care o să-l ascultați în partea a doua a emisiunii, când vom lua și telefoane, puteți să le sunați, să faceți dedicații, să vorbiți cu Ionuț, cu Alina și, desigur, toți cei care îi îndrăgesc pe cei doi tineri, cu siguranță le vor ura mult succes și îi vor încuraja, să nu-i descurajați, pentru că sunt niște tineri nemaipomeniți, în sensul că sunt ambițioși și, desigur, tind și ei spre o carieră artistică de mare succes. Pauză publicitară. Am revenit în direct cu dumneavoastră, stimați telespectatori. Invitații noștri din această seară sunt Ionuț Ivaroși, care a venit tocmai din Urmeliș, comuna Băița de sub Codru, din Maramureș, la această emisiune, și Alina Sabău, codreancă de-a noastră din Gerăușa, n-ar zice că și Ionuț nu e de-al nostru, că tot de-al nostru este, care de asemenea a venit cu câteva cântece dragi, cele mai frumoase pe care Alina le-a înregistrat. Alina ar vrea să mai înregistreze și alte cântece, colinde, dar are și ea nevoie de un sponsor sau mai mulți sponsori.
este asistentă medicală la Ardud și, desigur, poate că vor fi binevoitori care o vor ajuta în cariera ei artistică, pentru că orice costă astăzi și dacă mergi la un studio de înregistrări, noi vrem să o sprijinim și pe această cale, poate vor fi binevoitori, oameni de suflet care se vor gândi la ea. Desigur, nu mai puțin adevărat că și eu, Luțu Ivaroș, ar avea nevoie de sponsori acolo, băieții de sub codru. Poate vor veni cei din Baia Mare, din Maramureș, de acolo, de la tine, de Celul și din Satul Mare, prieteni de-ai tăi care vă vor ajuta să înregistrați colinde, cântece, da, să faceți o colectă acum, mergeți cu Biflaimul, mai primiți ceva bani, mergeți cu colinda, mergeți cu plugușorul, fă-ți un plug din ăla tras de cai, aras pe drum, pe oriunde mergeți pe la oameni, numai să vă dea bani, să aveți înregistrat cântece, bateți în poarta alul nou cu bună voie și mergeți, domnule, în grădină la omțe aras, dacă nu-i arată grădina. Da, dar numai bani să iasă. Dar știi să ari, Ionuț, ai învățat? Știi să și tragi și porumbul, să prășești. Da, da. Mergi și la un club? Acum, săptămâna asta, mă arată în grădină. Ai arată în grădină? Da. Cu calul, cu caii, da, dar nu cu boi. Cu calul, da. Cu calul, că am mai văzut boi, și... Boi acum... Serios, Alila, dacă n-am văzut, căruță cu boi, m-am văzut. Vă și spun unde, spre Negrej, mi se pare undeva prin Vama, pe acolo, în zona aia. Deci, la zona aia poate că mai da. Este. Dar nu Vama, mai încolo, către Valea Măriei. Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, într-adevăr, la Valea Măriei, în car cu voi. Da, eu ce zic. Salut, bună seara, Nicule. Aș vrea să vă salut invitații, în special pe Ionuț și domnișoara care a fost. Vă doresc multe salutări. Mulțumim. Ce să vă zic, să vă zic, dacă îmi da în formă că vă zic în car cu voi, să colindăm de la casă de casă, să facem vă doi bani, să putem înregistra cine colind. Să fie cineva ne-a ajutat cu tine. Sau nu se mai dă mai răspund. Am să dă bani, euro, mai mult. Toate mărăbile din această seară să fie pentru toți cei care urmăresc postul de Sfântuie Noastră TV. Mă doresc o seară plăcută și numai tine, Doamne. Doamne ajută. Doamne ajută. Te așteptăm, Licule, cu colinda la emisiunea specială. Te sunăm din timp, dar și pe alți interpreți de muzică populară din Maramureș și din Satul Mare. O să-i așteptăm, poate, săptămâna viitoare, dacă Bunul Dumnezeu ne ajută, să înregistrăm o emisiune frumoasă de Crăciun, pentru că noi așa, toți sădmărenii, maramureșenii, sălăjenii și ceilalți, indiferent de limbă, iubesc sărbătorile Crăciunului și fiecare au colindele lor specifice. Iată, avem un telefon direct de la Urmeliș. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Mirza Dragoș. Să trăiască Dragoș! Bună seara! Bună seara! Cu Mirza Dragoș. Da, da, Mircea, te ascultăm. Da, voi doresc mai bine la Ionuș, la dumneavoastră, la doamna domnișoara Alina. Mulțumesc! Și eu la fel. Mai, eu nu să nu uite că trăiești bine și mi-aducă lemnile. Păi datoria, domnule, lemne, mă. Îți faci bani, ia uite. Apoi și astăzi la domnul Dragoș în pădure. Da. La 5 eram în pădure, eu stresat că noi ajungem la Satul Mare. La domnul Dragoș ne-a făcut să fie bine. Te salutăm, domnul Mircea, și toate cele bune. Da. Numai bine, bucurie, sănătate și... Doamne, ajută-ți! Bucurie, sănătate și în continuare succes! Mulțumim! Mulțumim. O seară bună! Noroc! Bată-te, noroc, ai fost din la 4, te-ai trezit astăzi! Nu, pe la 8 ne-am dus cu nevasta lui domnul Mircea. Da. Și eu rămas ceva lemne în pădure, dar mâine, cu ajutorul bunului Dumnezeu, ne-o duce după ele. Da. Să aibă lemnii la iarnă. Cam și cât poți încărca pe căruța asta ta năzdrăvană? Da, săptămâna trecută am pus un cubic și 800. Un cubic și 800. Un metru ster. Da. Aproape 2 metri ster. Da. Lui boale, lui... Nu, numai la noi o zonă care e cu dealuri, cu băi, cu... Mai rău cu pietriș, da, da, mai greu. Cu deal, vale. Da, da. Da, bună seara, vă ascultăm. De unde ne sunați?
Bună seara, domnul Miti, Marius la telefon, din Satu Mare. Bună seara, bună seara, Marius, te ascultăm. Cu toată stima și respectul, aș dori să salut pe doamna Lina. Domnișoara, domnișoara, da. Încă. Domnișoara, îmi cer scuze. Nu știu când face nunta, dar mă rog. Urmează și nunta. Urmează și nunta, da. No. Păi nu, vedeți că zic eu bine ce zic. Ai dreptate, Marius, da. Da. Cu un mesaj pentru tot invitații dumneavoastră, adică doamna Lina, domnișoara, îmi cer scuze. Da. Să fie un ceas bun și să ne vedem cât de curând, domnul Miti. Da. Sigur. Ne vedem mereu la televizor. Și... Da, vă mulțumesc și aș dori o melodie din partea domnișoarei Alina, dacă se poate. Da, sigur. Sigur. Următoarea melodie va fi cu dedicație specială pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc din tot sufletul și să aveți sărbători fericite. Mulțumesc, la fel. Doamne ajută, Doamne la toată ajută. Lumea. Mulțumim, Marius. Alina, puțin mai târziu să cânte Inimă supărăcioasă. Și drag mi vara să mă sui. Nu știu unde să se sui, Alina, dar probabil pe crestele înverzite ale dealurilor de acolo din Gerăușa. Ale codrului, da. Ale codrului, da. Da, mai avem un telefon, Ionuț. Alina, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Mitic, că eu sunt din Muftinul Mare, dacă vreți să fac o dedicație. Bine ați venit la noi, cum să nu poftiți? Domnul Mitic, că eu spun ceva pentru mama, pentru frații mei. Și cumnații mei, virișorul meu de Timișoara. Și pentru mine am 41 de ani. Peste două luni de zile am de... Acum mă primează două luni, 41 de ani. Vă rog frumos să faci o dedicație bună pentru noi, pentru familia mea. Da. Va cânta Ionuț Uiva Roșii imediat. Faceți-ne în șură larg. Am să nu mereți în șură, că e cam frig acolo. Poate n-aveți încălzire centrală. Nu, n-avem. Faceți-vă acolo la trei un tic mai larg și o las pe nevastă la joc. Și trageți-vă lătureni, adică, băi, să vă facă loc copiii, familia, să vă puteți învârti. Așa zice Ionuț Uiva Roșii. Mă bine vine, fac un loc bun. Bun, multă sănătate la toată familia. Ionuț, te invităm în platou să interpretezi cele două cântece. Cred că prietenul nostru de la Moftin deja se pregătește acolo în antreu, în cameră, unde puteți. Vedeți că dacă în cameră e cald și începe să jucați, tot îți transpira, îți asuda, cum zic în Maramureș. Nu așa se zice, Ionuț. Da, deci faceți-le în șură larg și trageți-vă lătureni. Adică trageți-vă la o parte ca să poată intra perechile la dans. Ionuț Uiva Roșii. La 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 la
la la la la la. Ia să joc și voie bună, la 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 la. Băițenii când s-adună, la 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 la. Ia să joc și voie bună, la 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 la. Ia să joc și voie bună, cu ormini și-mpreună, cu ormini și-mpreună, la 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 la. Facem danțul la șură, la 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 la. Tot omul-i cu voie bună, la 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 la. Facem danțul la șură, la 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 la. Tot omul-i cu voie bună, la 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 la. Jucăm bine și vorim, și la rău nu ne gândim, și la rău nu ne gândim, la 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 la. Danțurile-n jură spune, la 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 la. Că ele-n pământ ne-ură pune, la 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 la. Danțurile-n jură spune, la 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 la. Că ele-n pământ ne-ură pune, la 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 la. Danțurile-n jură zdate, vin pe din alte sate, vin pe din alte sate, la 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 la. Gărdan din Ariniș, vin la dans în Ormeniș, vin la dans în Ormeniș, la 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 la. Și mă gândeam la dansurile de la șură, la jocurile de altă dată din sat, mai ales de duminica după amiază. Ai organizat acolo la Urmeliș dansul la șură anul trecut, anul ăsta? Da, l-am organizat atunci în vară, în iunie, când
a fost o bucurie când am văzut bătrâni, bătrâni venind în botă să vadă că a reînnoit și l-a înnoit acest frumos obicei și această frumoasă tradiție. Deci de mână cu bătrânul. Da, și vreau adică să menționez aceste două cântece, le-am, deci le-am scris eu, scrise de mine și m-a atras văzând la Bicaz, am fost acum 2 ani, un dans la șură, într-o șură foarte frumoasă și de acolo mi-am inspirat și m-am gândit la ceea ce am văzut eu acolo și le-am pus în versuri. Dar stai puțin, cum era șura asta? Cu laptop, cu leone, cu... Nu, era o șură cu bârne, cu porți. Deci cu... tradițional. Exact, da. Tradițional. Codrăneasă. Da. Alina, tu ai fost la dansul la șură? Eu am fost la dansul la șură la Odișa și eu am văzut o șură tradițională și poate, nu se știe niciodată, anul viitor sau când să organizez și eu la Jerăușa un dans la șură. Și la mine anul trecut. Și anul trecut am fost la el, la Urminiș, m-a invitat. Și unde ai dormit? Că nu are numai bine. 2 camere, 4 camere, câte ai? Să dormă la mine. Nu, dar nu dormit în șură în fân. Acolo le culcam, dar nu. Da, le-ai fi culcat, e. Puneai un lepedeu acolo, nu? Și ne punea să dormim acolo pe fâneș. Păi, dar nu? Ai dormit în fâneșură, când ți-o sfătit tata și ți-o zis, pleacă, nu te... Eu țăpa de acasă. Da. De când acasă. Eram în... O apus soarele și tu n-ai... Anul 2 de liceu a venit la mine acasă niște colegi și așa ca oricare tineri, seara am stat la un pahar de vorbă și eram 10 și am zis că să nu ne mai punem în casă și am mers în șură și pe fân. Fără pătură, fără... Era vară, cald. Tradițional, exact. Și ați dormit până dimineața târziu când la v-au trezit păsările, da. Codrului. Spun la tati că e de mers la fân. Da. Cred că o să avem un telefon peste câteva momente. Au fost mulți invitați la tine, la dansul la șură, de unde au venit? Am avut și de la Zalău, de la Baia Mare, Baia Sprie, de la Sighet, din satul mare, da. De ce nu? Balila zice că a fost, dar... Da, eu, doamna acolo. Angela Munteanu a fost. Da, Angela Munteanu. Garofița Lazar, pe care le salutăm și le urăm. Ana Maria succes. Florescu. Deci ele, da. Fetele astea, sunt mai spăimos, așa, știi, fricos, au cântat și că da, au nu, plecat, da. Nu? Frica. Nu? Nu, după ce ieși de pe scenă, a fost calea alea acasă. Da. În anul care vine, te gândești, deci ceva tradițional, să organizezi iarăși dansul, da. La șură? De 5 ani la rând. Deja este o tradiție pentru el. Revine, da. Tradiția. Revine și tradiția. Vorbeam și cu Malvina, da. Iederan și ea, Madăr Iederan, și mi-a zis că domnule, încep foarte mulți din sate să revină la tradiție și chiar la portul este popular. Este foarte bine, este foarte bine, pentru că din păcate s-a cam uitat. Da, avem un telefon, Ionuț, Alina. Bună seara, de unde ne sunați, cine sunteți, vă ascultăm. Tot Nicu Poc, îmi cer scuze. A, bună seara, Nicu. Da. Am uitat, mulțumesc lui Ionuț și chiar vreau să vă mulțumesc special pentru cântele pe care mi le-a spus nou album. Pe care, cu ajutorul Dumnezeu, după Sfintele Sfântători de Paști, o face lansarea. Felicitări, felicitări! Au închis extraordinară. Eu nu îți mulțumesc mult de abilitatea de muncă, să face atât cât întregi familii tale. Mult succes și să realizezi cât de multe albume. Mulțumesc, mulțumesc pentru multe. Deci, eu nu știu cei care a cântat textele acelor 14 melodii pe care le-am făcut. Așa că îți mulțumesc mult și sănătate și nu știu. Doamne ajutați! Da, a fost Nicu Pop din Vama, nici Nicu nu stă deoparte, se pregătește, iată, ați văzut, pregătește un nou album. Abia așteptăm să-l ascultăm. Da, vara aceasta i-am compus eu 14 melodii și le-am dat la Baia Mare și acum a reușit să le imprime. Păi eu nu știam că tu ești compozitor, domnule, deci compozitor, texte, da, textier. Da, un album textier. I-am făcut la Nicu personal pentru el. Deci el mi-a dat tema despre popă, despre codru, despre mamă, despre sat
Și cred că le-a făcut așa ca să-i placă lui și celor ce vor asculta. Da. Să facă premiere aici la Nord-Vest. Sigur, îl așteptăm pe Licu. E prietenul nostru, nu știu dacă avem telefon sau... Da, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara, domnul Mitică. Oh, bună seara, Ghiță. Bună seara. Bună seara. Ești direct cu invitații noștri, da, Ionuț și Alina. Salut pe Ionuț și pe Alina. Bună seara și noi vă salutăm. Și pe Alina, le doresc mult succes pe calea cântecului. Mulțumesc. Și le spun bun venit la, în casa tuturor oamenilor, sădmăreanilor de bine. Și vreau ca toate melodiile să fie pentru toți cei care sunt alături de mine. Eu nu ți doresc mult succes pe calea cântecului. Mulțumesc, tu vei rămâne prietenul meu și în videoclipurile mele dragi. Și tu, Alina, îți doresc mult succes pe calea cântecului, sănătate la mami, la toată lumea și ție, eu nu. Mulțumesc! Da. Salut pe cei din Urmeniși, în primul rând, salut pe verișoarele mele din Băița de sub Codru, pe Sorin Popă, pe Marius, pe Mihaela, pe Onorica, Ani, pe toți, salut, îi pup și le doresc. La Măriuca lui Cuzaichi, le transmit multă sănătate. Și le mulțumesc domnului primar din Băița de sub Codru și domnului viceprimar, pentru că de fiecare dată sunt prezent cu mare drag la Festivalul Sânzienelor, în care mă bucur că sunt alături de Ionuț, e alături de mine, în spatele meu dănțăuș, mă bucură. Și toate melodiile să fie pentru familia mea, pentru familia Rotiș Florica, cu soțul Vasile, Raul și Reico, și pentru surioara mea și pentru întregul colectiv de la neurologie, că m-au tratat cu bine și la neurologie unde a fost soția mea. Și vreau să spun, domnul Mitică, că aduc un ultim omagiu lui colegul meu, prietenul meu de suflet, Nelu Tarța, Dumnezeu Sfântul să-l ierte și să-l odinească, de acolo de sus ne vechează, că am făcut corinzele la el. Le transmit familiei lui multă sănătate și pe această cale doamnei Angela Buciu. Îi transmit sincere condoleanțe că am văzut pe un post de televiziune soțul a trecut în cele veșnice. Îi transmit sincere condoleanțe din partea mea și să fie tare, să margă înainte. Și vreau să spun, domnul Mitică, te salut și vreau să vă spun că în această seară ați adus un strop de fericire din zona Codrului, ceea ce mă bucură că telespectatorii, sper că urmărește cu mare drag, salut prietenii mei de la Nord-Vest, dumneata lui multă sănătate, domnul Mitică, și la toată lumea sănătate multă, la Ica Câmpianu, la Roman Vasile cu Cica din Românești, salut pe toată lumea. Și așteptăm, domnul Mitică, telefoanele dumneavoastră să mergem cu drag, să colindăm cu mare drag în casele oamenilor și Dumnezeu Sfântul să-i binecuvinteze Biserica Ortodoxă de lângă podul Golescu, coratorii, preoții că au fost alături de mine, credincioșii, domnul Chișghiță, curatorii, plus doamna Irina, doamna Monica, doamna Slavu, pentru că am avut mare nevoie la spital și a fost alături de Doina și de mine. Le mulțumesc din tot sufletul și încă o dată, domnul, îmi zic că te felicit pentru în această seară, pentru o frumoasă reușită să aduci multă bucurie în casă de oamenilor, că folclorul codrenesc și cel oșenesc nu vor dăinui păstă mult timp, pentru că în urma noastră rămâne tinerii noștri care ne urmează și transmit multă sănătate tuturor sădmărenilor. Și vă doresc să aveți emisiuni, domnul Mitică, să ai emisiuni tot așa frumoase mai departe. Și eu voi fi alături de dumneavoastră. Doamne ajută! Mulțumim, Ghiță! Multă sănătate! Îți dorim putere! Și pentru doamna Doina, multă sănătate să poată merge până la capăt, să puteți merge până la capăt, pentru că este greu, la toți e greu, cum se spune. Fiecare avem crucea noastră, bucurile și necazurile noastre, dar tot timpul trebuie să fim cu bunul Dumnezeu și atunci mai ușor vom trece peste toate. Ionuț,
Vreau să te mai întreb de aceste frumoase acțiuni ale voastre, Danțul Așură, dacă angrenați și tineri, aduceți și tineri, aia mai mici, artiștii, potențiali artiști, la aceste acțiuni, în mod deosebit. Da, de ce nu? De obicei sunt lucruri de oameni mari, și că altădată stăteau tinerii, se uitau prin gardă la Danțul Așură. Cândva. Cândva. Da, acum, după ce s-a terminat spectacolul în sine, am rămas toți în cămin, și cei mici, și cei mari, și cei bătrâni, care... și ne-am petrecut până seara târziu. Da, Alina, te invităm în platou să interpretezi următoarele două cântece, Inimă supărăcioasă și Drag mi vara să mă sui. Iată două cântece aduse din zona Codrului de către Alina Sabău, deloc din Gerăușa, părinții ei sunt de acolo, dar toate vacanțele și o parte din viața ei și le-a petrecut la Gerăușa. Acum lucrează, bineînțeles, la Ardud, locuiește, cred, la Satul Mare și, cine știe, poate anul viitor ne va încânta cu un nou album dacă o vor mai ajuta și unii sponsori de bine care o vor ajuta din punct de vedere financiar. Alina Sabău cu cele două cântece, Inimă supărăcioasă și Drag mi vara să mă sui. Drag mi vara și mă sui, la-i 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 la-
păninul cior, la 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 unde eu mă așezam, la 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 la. Și vine și băieța, la 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 la. Unde eu mă așezam, la 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 la. În poiană la izvor, ui ha, hai hai, unde ne-am iubit cu dor. Amândoi ne-am face casă, ui ha. Ai, ce frumos, Alina, amândoi o face casă la umbră de codru deasă, nu? Mă gândesc la o casă din lemne, nu până la urmă. Da, păi în codru, da. Ionuț, vreau să ne întoarcem puțin la postul de altă dată al Crăciunului și vreau să te întreb dacă din copilărie îți stăruie așa în minte o colindă pe care tu ai învățat-o de la bunica, de la bunicul. Nu mă îndoiesc că fiecare dintre telespectatorii care ne urmăresc la această oră și amintesc de copilărie, de colindele din casă pe care bătrânii le interpretau, bunicii noștri, chiar și părinții. Poate și Alina se gândește la o strofă dintr-o colindă din Gerăușa. Nu se poate, mă, voi de Crăciun sunteți pregătiți mereu. Luăm un telefon și după aia vedem noi cum stăm și cu o strofă de colindă. Bună seara, vă ascultăm. Da. Dacă se poate, o melodie. Da. Cine sunteți? Ciobi, nu doreau. Ciobi, bună seara, Ciobi. Mă, ce, mă bucur că te-au luat, am auzit de mult la telefon. N-ai intrat de mult da. Cu noi direct. Suntem prieteni cu frumoasă, bravo. Da, te ascultăm. No, dacă se poate o melodie pentru mami, da. Dar astăzi e ziua onoastră. La mulți ani atunci. La mulți ani. Mulțumim la fel. Da. Mama mândru m-a făcut, o să cânte Ionuț puțin mai târziu. Bine, bine, așteptăm. Dedicație deci, specială. Da. O dedicație specială pentru mami. Da. Danu, după Iohannis, după Cristofosa. Bine, Ciobi. Ok, o să difuzăm puțin mai târziu acest cântec. Ionuț îl va interpreta. Mama mândru m-a făcut. Mama mândru m-a făcut pe mine, Ciobi. Din Odoreu, nu? Ne reîntoarcem la colindele de altă dată. Nu pot, stimați telespectatori, să nu mă gândesc la colinde din moment ce am intrat în postul Crăciunului. De altfel, cred că Lor VSTV v-a obișnuit de-a lungul anilor cu colindele din postul Crăciunului. Chiar îmi spunea cineva, acum vreo 3 ani, toată seara de Crăciun m-am uitat cu mami pe toate posturile de televiziune și la un moment dat m-a oprit la Lor VSTV. Și erau colinde cu minunații noștri artiști din Satu Mare. Zice, domnul Mitică, te rog să mă crezi. 3 ore am rămas pe Lor VSTV pentru că am ascultat cele mai frumoase colinde interpretate de Codreli, de Maramureșeni, de Sădmăreni, de Someșeni. Într-un cuvânt, toți cei care au fost prezenți în emisiunea respectivă. Așadar, Ionuț, ne reîntoarcem la copilăria ta și a lui Alina. Și poate când erați copăcel, eu țin minte colinda aia, colindiță cu codiță, de mizda, de nu mizda, tu noi mai colinda că ne-a îngheța gumbuța. Știi? Da, și asta e. Era o colindă pentru copii, sigur că da,
mergeam în tot satul cu colinda asta care dura aproximativ 30 de secunde și am apucat să mergem în seara de ajun pe 3 uliți, 4. Care la alte 4 nu le mai apucam că ne era somn. Pe la 12 eram deja în pat. Că bunica, știți, avea prin anul 1965-66 pat cu paie. Și ridica paiele așa, știți, să fie mai moale. Și pune lipideul, trăge lampa, adică lăsa lampa cu petrol cu lumina scăzută și spuneam rugăciunile, ne mai spuneam câte o poveste și adormeam duși în seara de Crăciun, dar nu numai în seara de Crăciun, așa se întâmpla în toate serile de altă dată, atunci încă electrificarea țării încă nu era definitivată și mulți locuitori ai satelor aveau lampă cu petrol, fotochil. Așa îi spunea în popor, în limbajul popular, cei mai în vârstă cunosc termenul. Așadar, să le întoarcem la Ionuț, la băița de sub Codru, la satul Urmeniș. Da, din fericire mi-au rămas întipărite în minte multe colinde, auzite de la bătrâni, fie în biserică, fie cântate în casele creștinilor. Și pentru mine a fost o bucurie să le pot scrie, să le pot cânta. Și de ce nu trebuie aduse mai departe și promovate pe cât putem. Te-ai dus în casele bunicuțelor, bătrânilor satului să mai întreb colinde de altă dată. Uite, acum câțiva ani am fost de Crăciun la cineva acasă și l-am provocat așa, aveam vreo 75 de ani. Nu ai câte și două colinde, domnule, sau o colindă de pe vremea mea tale. Domnule, mi-a cântată la două colinde pe care nu le-am auzit în viața mea. Dar n-am fost inspirat să le înregistrez, să ți le dau ție și să le duci mai departe. Probabil o mai fi știut și alte colinde, dar cu legătorii de folclor, artiștii, cred că ar trebui să mai exploateze acest filon de aur al creației autentice românești, pentru că mai există bunicuțe, bunici ai satelor, bătrâni ai satelor, care cunosc colinde sau cântece populare, doile chiar, pe care le interpretau pe vremea când ei erau copii. Da. Sau erau fete la mama acasă sau feciori la mama acasă. Da, când erau feciori la mama, hei, ce ploaie și ce vânt. Te rog, Ionuț, dacă îți amintești o strofă dintr-o colindă pe care tu ai interpretat-o când ai fost copil. Noi umblăm și colindăm, noi umblăm și colindăm, veste bună va duce. Veste bună va ducem, veste bună și-ntristată, veste bună și-ntristată, c-am ajuns o zi însemnată. Am ajuns o zi însemnată, poate vede oricine, poate vede oricine, cam uși sfârșitul vine, cam uși sfârșitul vine. Ei, vedeți, stimați telespectatori, așa se colinda altădată în casele bunicilor. Erau seri nemaipomenit de liniștite. Auzeai cuvântul dulce al bunicii, al bunicului. Nu erau certuri, nu erau scandaluri. Nu era atâta goană după lux, după frumusețe. Era acea pace și liniște nemaipomenit de frumoasă în casele bunicilor de altădată. Ba mai veneau și vecinii, mai desfăceau porumb. Clăci. Povesteau, mai ales bătrânii care au fost în război. Mai colindau femeile, altele mai torceau, mai veneau cu lucruri de mână. Țeseau, nu, Alina? N-au vreme de... Acum nu mai, din păcate acum nu mai. Acum discoteci, alergăm. Discoteci, bun. Mai sunt, probabil, prin satele noastre
bunici și bunicuțe care mai vorbesc de seriele de altă dată și poate se mai și colindă, pentru că există copii tineri la țară care se pregătesc cu mult înainte, stimați telespectatori, de Crăciun. Cred că poate de săptămâna viitoare, peste două săptămâni, deja toți umblă să vadă cine cu care, cine da. Care cu care merg la colinda, da. Dulgherul satului să le facă viflaimul, să le facă steaua, la alții să le facă plugușor. Cel puțin așa se întâmplă și în zilele noastre, pentru că se formează niște cete, așa, mai vin cei de la satul mare, copii plecați, vin la bunii, se întâlnesc, se leagă prietenii. Bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara dumneavoastră și invitatorul dumneavoastră. Bună seara. Bună seara. Vreau să vă felicit pentru emisiunea frumoasă pe care ați realizat-o. Vă mulțumim. Salut invitații. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, nu e mai frumos Crăciunul la țară, nu se face deosebire. Da. Deci cel mai frumos Crăciun este la țară. Da, cred că la trei și dumneavoastră de fiecare dată, da. Da, de câțiva ani numai la țară ne petrecem sărbătorile. Da. Și aș dori o dedicație pentru finuțul meu Darius și pentru Vlad. La mulți ani și multă sănătate. Da. O seară plăcută, la revedere. Mulțumim, la revedere. Da, nu ne-ați spus numele dumneavoastră, dar cred că Darius și Vlad au receptat mesajul dumneavoastră, cred că știu despre cine este vorba și ne-a impresionat în mod deosebit faptul că ați spus, ați menționat că de fiecare dată vă petreceți Crăciunul la țară și cred că încet, încet intrăm în această atmosferă de excepție pe care le-o răzește Crăciunul. O să mai avem un telefon, stimați telespectatori. Vreau să vă spun că n-am regizat nimic cu Ionuț, nu le-am înțeles, dar având în vedere că am intrat în postul Crăciunului, nu se poate să nu mai colindăm. Pe lângă muzica populară, desigur, care este o bucurie a sufletului și nu este nimic rău că se cântă, nu este nimic rău pentru că acești minunați tineri dăruiesc din cântecele lor, din nestematele codrului, nestematele muzicale. Bună seara, vă ascultăm. Vă rog să vă prezentați, să ne spuneți de unde le sunați. Bună seara. Raluca sunt. Aș vrea să fac o dedicație pentru toți locuitorii din Gerăușa, să o felicit pe scumpa mea și iubita mea vecină. Oh, bună seara. În ultimul rând, le transmit salutare lui Ciprian. Te salut și eu și toată seara aceasta ți-o dedicție și lui Ciprian. Mersi tare mult. Da, mai o sunați. O seară frumoasă în continuare. Da. Mulțumesc, la da, fel. Da, mai sunați și pe la alți vecini, că Alina e la noi în studio, ca la italien, știi? Ies afară, zice, Alina e la televizor, toți stau, se uită la televizor să vadă pe Alina, iar cei din băița de sub codru, sigur să-l vadă pe Ionuț, pentru că se formează așa niște grupuri. Se formează grupulețe de simpatizați, da. Oameni din familie și desigur cei care iubesc cu adevărat folclorul codrelesc. Da, mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, domnitică Semeiman. Bună seara, bună seara. Bine ați venit la noi. Mă numesc Ruth Margareta. Da, doamna Margareta. Vă urez multă sănătate, fericire la dumneavoastră și la invitatul dumneavoastră. Mulțumim, la fel. Am patru sărbătoriți. Da, doamna Margareta. Am vrea să dau o dedicație, am patru sărbătoriți. Fiica cea mai mică. O plinit 20 de ani de căsătorie, Rus Lucica. Rus Lucica. Pe data de 12, din Ticârlău. Trăiască la mulți ani, toată familia. Da. Lucica Rus. Da. Și Lucica Rus. Am un altul sărbătorit, străbunică.
Da, de la zoo fir marinel. Din ziua de ahranță Mihai Gabriel. Cu Codruța. Da. Și eu plinesc cu soțul meu, Gheorghe, 28 de ani de căsătorie, tot pe data de 12 am plinit. Avem 6 copii, 4 fete, 2 băieți. Să trăiască la mulți ani, doamna Margareta. Mulțumesc, domnitică. Câți ani de, căsnicie ați împlinit cu soțul Gheorghe? Și 13 nepoți. Hai de bine. Și străbunică. 48 de mai man, 48. 48 de ani, da. Vai, Dumnezeu vă dă sănătate. Da. Mulțumesc. Și am 13 nepoți. Și am pe băiatul Struț Dinu sărbătorit pe data de 27. Deodată cu fiul meu. Da. Deodată cu băiatul meu din 27 noiembrie. Să trăiască tăți la mulți ani. Să le dea la toată lumea multă sănătate, bucurie. Da, da, domnitică. Mulțumesc frumos. Și am și o nepoțică care o port la școala de muzică, Melania. La domn Vasile Chiorean la canto. Da, să vină la noi la emisiune, Melania, să-i vedem ochișorii și să-i ascultăm vocea. Pe 10-12 decembrie plecăm la Oradea la registrări. Da, da, domnitică, să-i mai mand. Mult succes, mult succes. Vă așteptăm la Nord-Vest TV. Da. Împreună cu Melania. Veniți și dumneavoastră cu Melania. Veniți în studioul nostru aici. Da, am plecat și vă mulțumesc mult, mult. Bun, o seară bună, multă sănătate și la mulți ani la toți ai dumneavoastră, doamna Margareta. Ionuț, te invit să interpretez următorul cântec, timpul trece repede și vrem să oferim telespectatorilor noștri toate cântecele pe care cei doi invitați ai noștri le-au pregătit special pentru această emisiune. Până atunci, Alina pregătește o colindă pe care ea o știe din copilărie ca să antrenăm oarecum și să împletim muzica din Codru cu colindele de altă dată tot din zona Codrului. Ionuț Uivaroș și va interpreta un singur cântec, Mama mândru m-a făcut, un cântec pe care îl dăruim tuturor mamelor din zona Codrului, din satul mare și pentru toate mamele care ne receptează la această oră. Ionuț Uivaroș. Mama mândru m-a făcut, la 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 la, să cânt la lume mai mult, la 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 la. Mama mândru m-a făcut, la 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 la, să cânt la lume mai mult, la 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 la. M-a făcut să știu cânta, la 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 la, și să-mi veseles lumea, la 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 la. De cuc, la 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 la, să cânt oriunde de mă duc, la 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 la. Mi-o dat glasul ca de cuc, la 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 la,
să cânt oriunde mă duc, la 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 la, să vă cânt, să vă orez, la 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 la, cât pe lume mai trăiesc, la 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 la. La 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 la, nu știi ce-i cu sufletul, la 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 la, cine mi-aude glasul, la 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 la, nu știi ce-i cu sufletul, la 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 la, cine mi-aude jelea, la 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 la, nu știi ce-i cu inima, la 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 la. Așa-i făcută, la 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 la, să cânte la lume multă, la 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 la. Gura mea așa-i făcută, la 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 la, să cânte la lume multă, la 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 la. Cântece de drag și dor, la 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 la, ies sub ala codrilor, la 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 la. Cântece de veselie, la 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 la, la oameni de omenie, la 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 la. Hai, cântece de veselie, la oameni de omenie, foarte frumos, Ionuț, un cântec foarte frumos, care te prinde foarte bine, iese în relief vocea ta frumoasă, bărbătească, așa, consacrată până la urmă. Se mai modifică ea, pentru că ești la 20 de ani și cred că la băieți nu se mai întâmplă niște schimbări. De multe înregistrări de aproape 5 ani imediat, trebuie acum o rectificare. Trebuie să vorbesc cu tata, să te pun la treabă, data viitoare să vii cu un album, 10-12 cântece înregistrate. Da, da. Nu știu, mergi cu cai în pădure, aduci lemne, duci lemne, le descarci, le ne ajung banii de benzină la drujbă, nu să ții. Mâine duce lemne, mâine îți faci bani, mă. Nu ne ajung banii de benzină la drujbă, nu să ții, faci CD-ul. Te duci la Aratea, că mai poți ara, nic. La primăvară. Da, Alina, te invit în platou, mai avem vreo 10 minute, vreau să interpretez cele două cântece, adică nu vreau eu, trebuie pentru telespectatorii noștri, trei de fapt ai, dar interpretăm două, ne luăm rămas bun și te lăsăm pe tine să încheie emisiunea cu Unde-i joc și veselie, nu? Unde-i pace și iubire, nu? Da, deci Mândru-i satul meu din Codru, foarte mândru, întotdeauna a fost mândru satul din Codru, de Satul Mare, de Maramureș, de Sălaj, de Bihor, pe unde ajunge Codru, nu, în toată zona aia. Și mândru-i stă la Codru Verde. E, Alina, acum ne uităm la pădurea de conifere, ne uităm la brazi, că... Da. Ce-au mai rămas brazii verzi, cu colurile lor frumoase de brazi, da. Alina Sabău, pentru toți telespectatorii care ne-au sunat, pentru toți sărbătoriții. Ei, hai, când să duc la dans în sat, ei, hai, cu haine mândru gătați, și joacă doi tuche doi, la 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 la. Codrenește calea noi, la 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 la. Hey, hey.
la 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 la. Mulțumim, Alina, stimați telespectatori, emisiunea noastră se apropie de final. Dorim multă sănătate tuturor sărbătoriților, tuturor celor care ne-au sunat, dar și telespectatorilor care ne-au urmărit până la această oră. În emisiunile următoare, stimați telespectatori, ne-am propus să aducem în fața dumneavoastră și colindele noastre strămoșești. Bineînțeles că în următoarele emisiuni vom veni cu foarte multe surprize. Vor fi seri minunate pe care sunt sigur că nu le veți uita niciodată. Ionuț Uivaroșii, Alina Sabău, eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și aștept să mă surprindeți pe mine și telespectatorii noștri cu câte un CD, fiecare înregistrat. Da, și noi. Anul viitor. De-abia așteptăm da. Să ne lansăm cât de repede și cât de bine. Alina, să-ți faci plug ușor, să mergi cu colinda, da, da. Fă-ți tu ceva, Ionuț, mai du-te bine, la plug, du-te era... după lemne și faceți-mă niște ce bani să duceți la studiourile de înregistrări, da. Să înregistrați da, niște cântece. Da, o să cântece. Facem cât siguranță. Păi muciți, bă, ce da. Stați așa degeaba. Așa, așa e. Asta era o glumă, bineînțeles. Sigur că da, nu. A fost o glumă, glumă pentru că voi oricum munciți. Noi oricum muncim nu? Și oricum vom veni cu un CD-ul anul viitor, oricum vom veni cu un CD-ul sau de colinde. Ai sau promis, de Alina? Am promis. Eu nu zic nimic. Nu zici nimic, că las că vorbesc cu tata și îi spun eu să dea militaria jos din pot să te pună la treabă, să înregistrezi 12 cântece. La fel și Alina. O să înregistreze și el. Păi acum 5 are, mai înregistrează încă... În... 7 și este, da, sunt 12 piese. Ai un album. Album.
Da, vă mulțumim și noi pentru această minunată seară și de câte ori vom avea ocazia să venim aici la această familie minunată, vom veni cu mare drag. Mulțumim! Mulțumesc și eu pentru invitație și ori de câte ori voi fi invitată, voi veni cu cea mai mare plăcere. Unde-i pace și iubire, cum ai zis, noroc și fericire. Fericire, da. Iar Alina zice în final unde-i joc, adică unde-i pace și iubire, este joc și veselie. Veselie, da. Te invităm în platou. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Mitică Zimmerman, vă aștept la toate emisiunile noastre difuzate de Nord-Vest TV, de colegii noștri. Vă doresc o seară minunată, vă las în compania lui Alina Sabău.